Odată cu ridicarea mai multor restricții, au început și concertele în aer liber. După aproape jumătate de an de absență, băieții din Alternosfera pregătesc un nou concert, primul de după pandemie și care are loc acasă. Cum decurg repetițiile și ce surprize au pregătit aceștia, aflăm de la reporterul nostru, Andrei Nistreanu. Salut! Bună seara, Lilia! Bună seara, doamnelor și domnilor! După cum puteți vedea din anturaj și poate puteți auzi ceva zgomot de fundal, suntem într-un studio de înregistrări acasă la Alternosfera, trupa rock, care în mai puțin de o săptămână ne pregătesc un concert rock 100% Alternosfera. Deci, pericol de viață, haideți să vedem ce se ascunde după această ușă de bunker. Băieții sunt în repetiții, se pregătesc de concert. În doi este concertul. Bună seara! Bună seara! V-am surprins la repetiții. Cum decurg pregătirile pentru concert și la ce să ne așteptăm de această dată? Păi cum decurg? În fiecare zi repetiții, câteva ore. Suntem în... într-o așteptare gravă, cum spunem noi, fiindcă n-am avut concerte de mult, da, din luna septembrie. A fost ultimul concert la Chișinău și cu mare nerăbdare așteptăm. Ce ați făcut voi în perioada pandemiei? Toată lumea a stat pe acasă, cineva a reușit să pregătească muzică, cineva să scrie versuri. Voi ce ați făcut? Păi primele câteva luni de zile noi am fost așa destul de derutați, când toate planurile au plecat, da, năruit, da. Noi am primele câteva luni de zile am stat așa pe la casă, după care am revenit încet la studio. Am repornit procesele, înregistrăm un album nou, mai pregătim un program frumos și scris piese, înregistrări, tot așa. Adică doar că fără de plecări și fără de concert. Primul concert din anul acesta este la Chișinău sau deja ați avut pe la București sau mai știu? Nu, la București abia acum s-au repornit evenimentele. În Chișinău este primul concert și deja din iulie intrăm în concerte și în România. Succes să fie! Știu că aveți și invitați speciali la concertul de la Chișinău, pregătiți o scenă frumoasă, cam ce o să vedem, câtă lumină, cât sound și așa mai departe. Da, trupa invitată este trupa XNN, o trupă care activează de foarte mult timp. Au avut și o pauză, au revenit acum în scenă. Suntem foarte nerăbdători, am pregătit o scenă foarte frumoasă, mare, cu multă lumină, mult sunet. Avem o locație absolut nouă, care este stadionul de fotbal pe plajă din parcul la Izvor, o locație lansată în toamna trecută de Federația Moldovei de Fotbal. Un loc excepțional pentru evenimente, deci suprafața de nisip de fapt se acoperă cu niște, hai să spun așa, o acoperire specială din cauciuc și plastic, e o chestie foarte bună. Și, na, așteptăm multă lume, o să fie foarte vesel, cu siguranță. O ultimă întrebare, spuneați că pregătiți un album nou, piesele de pe noul album le vom auzi la concert sau nu? Nu, albumul este planificat pentru sfârșitul anului ăsta, vedem cum reușim cu mixul și mai avem câte ceva de tras, e ceva aparte, cum vom cânta piese din toate albumele, un fel de mix, un program așa mai ca pentru toți, știi? Am înțeles. Eu nu vă distrag mult, vă las să repetați pentru că vrem și la concert să ajungem să fiți bine și acolo. Da, vă așteptăm cu mare drag, toată lumea. Mulțumim! Succese vouă, iar celor de acasă nu uitați, ne vedem la concert. Până atunci îi ascultăm pe băieți cum repetă.